Duminică 27 ianuarie, cel mai iubit actor român Florin Piersic împlinește 77 de ani. Marele actor a debutat la 2 ani după absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică București pe scena Teatrului Național. Act venețian, zbor deasupra unui cuib de cuci, gaițele, oameni și șoareci, visul unei nopți de vară, ultima haltă în paradis sau Străinii noapte sunt doar câteva din piesele de teatru în care a jucat ca întotdeauna cu succes. Debutul cinematografic l-a avut în 1957 în filmul Ciulinii Bărăganului. De atunci încoace a interpretat rolul principal în aproximativ 60 de pelicule cinematografice. Prin talentul de excepție a dat viață unor eroi de legendă precum Harap Alb, Mărgelatu, Haiducii Angel Șapte Cai și Pintea, Cristea Jder sau Preda Buzescu. Din filmele remarcabile în care a jucat, amintim Neamul Șoimăreștilor, Columna, Mihai Viteazul, Haiducii lui Șapte Cai, Zestrea Domniței Ralu, Frații Jder, Pintea, Cuibul Salamandrelor, Eu, Tu și Ovidiu, Explozia, Ștefan cel Mare, Parașutiștii. Florin Piersic a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler și este cetățean de onoare al orașelor Cluj-Napoca, București, Bacău, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea și Galați. Acum părăsește pragul anului 77. La mulți ani, maestre! De unde vii? De în lumea mare. Am fost și călugăr. Cântam prime terhanele. Portam turban și-o făceam pe turcu. Odată m-am îmbătat așa de tare că am stricat un oraș întreg prin focuri. Minte de usuci pământul. Cine știe ce pui de boc, dar proste mai ești. Ce, nu mă crezi? Era să mor de ciumă, dar m-a scăpat o lepră de vreo 18 ani. Am avut simptome de friguri. Ah, de unde n-am umblat?